Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel. Ce urmează vă poate șoca sau vă va șoca sau mulți dintre voi veți rămâne foarte surprinși. Avem Bitcoin în zona de 90.000 de dolari și există o probabilitate destul de mare ca aici să fie jumătate din creșterea pe care Bitcoinul o va avea. Asta înseamnă că e posibil ca Bitcoinul să se ducă spre 200.000 de dolari. În 2021, țin minte că în ziua în care Bitcoin nu avea all-time high-ul, eram în Dubai, eram cu o grămadă de oameni din industria crypto, la MM Crypto acasă, la o petrecere, și oamenii vorbeau despre potențiale target-uri, despre potențiale ținte. Acum avem oameni din industria financiară, da, de pe Wall Street, avem BlackRock-ul, avem MicroStrategy, avem jucători foarte mari, da, care în acest moment cumpără, da? Adică n-a trecut nicio săptămână de când MicroStrategy a cumpărat 27.000 de Bitcoin. Avem BlackRock care cumpără în medie minim 1.000 de Bitcoin pe zi, da? Asta înseamnă că nu suntem în zona de top. Pentru că să ne înțelegem din chestii care sunt logice pe planeta asta, da? Nimeni nu vrea să cumpere topurile decât dacă au un plan pe long term, da? Adică dacă tu vrei să vinzi la 1.000.000, clar, tu poți să cumperi la 90.000, că înseamnă 10% din preț sau mai puțin de 10% din prețul tău target. Când vorbesc despre lucruri care te vor șoca, vei vedea monede care vor face de la o zi la alta 2x, 3x, 5x, 15x, da? Cum a fost Peanuts sau ce s-au mai listat acum. Vor apărea foarte multe proiecte care vor face x-uri, da? Și vei simți că ce faci tu nu este bine sau că uite, eu am asta care l-am luat acum 7 luni, acum 10 luni, acum 2 ani și monedele mele nu fac nimic și uite, apar unele peste noapte și cresc. Probabilitatea, pe plan personal, pentru fiecare dintre voi de a găsi una, două proiecte care să facă X-uri acum, rapid, este una accidentală. Da? Deci cunosc cazuri fiind în piață dinainte de 2016, da? Cunosc cazuri de oameni care au avut noroc, da? Deci nu că au avut știință, gen l-am întrebat pe ChatGPT, spune-mi ChatGPT, te rog, ce monedă o să bubuie săptămâna viitoare, dar dă-mi o monedă care nu știe prea multă lume de ea și nu știu ce și nu știu cum. Astea sunt niște prostii. Dacă aveți un plan făcut în perioada bearish de piață, din punctul meu de vedere, trebuie să respectați. Dacă v-ați propus niște zone de exit, eu zic că ar fi bine să le respectați. Chiar dacă Bitcoinul, să zicem că va ajunge 200.000 de dolari, e posibil să se întâmple în următoarele luni. Există o posibilitate să se întâmple și anul ăsta. Nu o excludem. Adică am văzut în 2021 când Bitcoinul a urcat de la 20 ceva de mii până la 60 ceva de mii. Acum, dacă ați fost prezenți, știți că Bitcoin a urcat și anul ăsta de la 38.000 pe final de ianuarie sau până la 90.000 acum, 93.000 de dolari, ceea ce înseamnă o creștere foarte mare. Încă o dată o să postez și un short imediat, un kind reminder. Banii, profiturile trebuie încasate. Profiturile pe hârtie sunt inexistente. Da? Deci degeaba ești bogat pe hârtie. Iar aici este o chestie psihologică. Dacă ai avea banii, profiturile, pe o masă, fizic, cash, din 10 oameni, probabil 8, 7 ar lua banii. În clipa în care ei sunt pe un display, ca și cum te joci, nu știu, poker virtual sau un joc de ăsta de strategie sau whatever și tu ai acolo niște bani ca la Monopoly, creierul nu-i percepe ca pe bani reali. Și sfatul meu este să gândiți că sunt bani reali, să gândiți că aceste bull market-uri, da, nu se întâmplă în fiecare lună, nu se întâmplă în fiecare an. Ultima dată când piața avea această dinamică, da, era în 2021. Altcoin-urile vor bubui. Deja marile criptomonede au început ușor, ușor să bubuie. Practic, Bitcoinul se ponderează un pic, da? Au început XRP-ul, au început ADA Cardano, au început jucătorii ăștia mai vechi și mai lenți, care
au în continuare comunități uriașe, au în continuare investitori, au oameni care așteaptă rezultate fabuloase. Mă uit în comentarii și văd de ce nu spui de nu știu care, de XRP, de ăla, de ăla. Oameni buni, sunt zeci de mii de monede. Da? Mă folosesc de Bitcoin ca și reper de piață, da? Pentru că în continuare este moneda care înseamnă 60% din piață. Da? Vorbesc și despre Ethereum, care cred că în clipa de față este un campion care doarme. Da? Am niște așteptări destul de interesante de la Ethereum. După care avem o grămadă de altcoin-uri. Uitați cazul celor de la SUI, da? De la 40 de cenți, acum e aproape 10x. Da? Acum două luni de zile paria cineva pe treaba asta? Ar fi căzut cineva treaba asta? Nu. Avem o grămadă de proiecte cu comunități, proiecte care s-au listat pe Binance, pe nu știu ce, care pot produce surprize. Legat de Bitcoin, în continuare consider că atât timp cât nu coborâm sub 85.000 de dolari, suntem safe. Doar că vreau să vă aduc aminte niște lucruri. În mod normal, Bitcoin-ul, chiar și în bull market, face corecții. În 2021 a avut 6 sau 7 corecții de aproape 30% fiecare. Nu cred că de data asta vom mai vedea corecții de genul ăsta. Nu cred, dar asta nu înseamnă că gen, ce gândesc eu, e literă de lege. Putem avea însă corecții de 20%. O corecție de 20% din zona de 90.000 de dolari înseamnă, na, 18.000, 20.000 de dolari. Adică nu exclud ca la prima corecție, dacă prima zonă de top e asta 90 ceva de mii, să coborâm sub 80.000. Nu exclud o corecție agresivă la un moment dat, da, care să sperie piața. Avem sentimentul de lăcomie acum, da, sentimentul de încredere, dar este o încredere șubredă, pentru că creșterea asta a pieței nu are nici măcar o lună de zile. Da, piața va ajunge la un moment dat în care gen își va recâștiga încrederea și atunci e zona periculoasă. Așa că plănuiți-vă exitul. Aveți marketoși, ne puteți contacta, putem face consultanță, putem face multe lucruri dacă aveți neclarități. De asemenea, vă recomand. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC. Au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă. Au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge. 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100 de mii de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.